Dacă Dumnezeu ar folosi îngeri pentru evangelizarea lumii, pentru a le vorbi oamenilor, ar fi ceva mai greu de înțeles. Dar noi oameni, și nu numai oameni, oameni păcătoși și noi, salvați la rândul nostru, suntem cu adevărat cei mai potriviți pentru a face lucrarea aceasta. Adică noi am fost salvați mai întâi și din același loc, condamnat morții, suntem datori să-i chemăm și pe alții să se mântuiască. Și întotdeauna urmașii Domnului au înțeles aceasta. Iată ce vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, atunci când Andrei și Ioan s-au dus după Domnul Hristos, după ce ei s-au lămurit, să spunem, și l-au cunoscut pe Domnul, scrie în versetul 41, el, Andrei, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit însemnează Hristos. Vreau să observați ce s-a întâmplat puțin mai departe. Scrie de la versetul 43, a doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acele spre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și Andrei și Filip, imediat ce l-au cunoscut pe Domnul, au spus la primul om care s-au întâlnit. Asta le-a fost vestea pe care au comunicat-o. Oare nu aveau alt subiect pe care să-l discute? Cu siguranță că da, se cunoșteau mai demult. Aveau puncte comune în discuții. Dar orice om mântuit cu adevărat este pătruns în mod real de dorința de a spune și altora despre Domnul, de a vesti mântuirea. Doamne, ajută-ne și nouă! Asta înseamnă mai mult decât a organiza evanghelizări. A spune despre Domnul celui cu care te întâlnești. Și chiar dacă nu suntem toți cu o vocație specială evanghelistică, cel puțin să vorbim despre Domnul, să-L slăvim, să mărturisim felul în care a lucrat în viața noastră, va face să se deschidă ușă pentru cuvânt. Să ne gândim că evanghelizarea este prevăzută în planul lui Dumnezeu și iarăși ceva foarte important care trebuie să ne determine, este dorința lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. Cel din sit de Andrei scria în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 9, vorbind despre cursul istoriei, perioada antediluviană și până la sfârșitul lumii. Versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește, doar că vrea, adică nu doar că accept, este dispus, El dorește, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Apostolul Pavel scria și el 1 Timotei, capitolul 2, citim versetul 4. Despre Dumnezeu numit Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Aici apare detaliul sau forma prin care ei pot să vină, cunoștința adevărului, vestea cea bună. Vreau să privim puțin la condiția spirituală a lumii. Astăzi am fost la o înmormântare și am avut în față oameni necredincioși și mi-am dat seama încă o dată de faptul că oamenii aceștia se află sub condamnare, dar ei nu sunt conștienți, se află în întuneric și nu-și dau seama. Dacă noi am fi într-o sală mare de judecat și am vedea în boxa acuzaților niște oameni care urmează să fie condamnați la moarte și execuția să fie programată după un timp, cum am ieșit din acea sală? Gândindu-ne că adesea cei pe care îi vedem sunt cunoscuți, colegi, oameni ca și noi, ba unii poate au fost mai buni decât noi în anumite privințe și situații,
Să ne dăm seama că lumea se află în stare de condamnare eternă, dar știm că oamenii au dreptul să fie iertați și salvați, reabilitați. Apostolul Pavel vorbea, citim din Romani capitolul 5, că toată lumea, toți cei proveniți din Adam se află sub condamnare. Și aici e ceva mai greu și mai grav decât ar fi un tribunal internațional sau orice curte marțială. Dar tot aici apostolul explică foarte frumos cum prin Domnul Hristos s-a rostit grațierea și există procedura de eliberare, ba chiar mai mult, de proslăvire, insistă el mai târziu în epistola aceasta. Citim de la versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți s-au păcătuit. Versetul 14. Moartea a domnit de la Adam până la Moise și înainte de lege. Și acum citim de la versetul 15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unui singur, cei mulți au fost loviți cu moarte. Apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Prin primul Adam a venit o condamnare comună, colectivă. Prin cel de-al doilea Adam n-a venit din oficiu viață, dreptul la viață doar. Spune apostolul aici în continuare, versetul 17. Dacă deci prin greșeala unei singuri moarte a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel un singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare, deci decretul de mântuire există, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Spun acestea și ca să nu fim amăgiți de acele teorii care spun că doar unii au fost rânduiți pentru mântuire, nu? Nu se putea ca oameni născuți după chipul lui Dumnezeu să nu aibă toți harul acesta. După cum toți ne tragem din primul Adam, tot așa, toți oamenii au șansa mântuirii prin cel de al doilea Adam. Apostolul Pavel, când scria despre el în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, arăta același adevăr, arătându-se că nu este nicio deosebire. O adevărat și cu totul vrede de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, nu spune pe unii păcătoși. Și apostolul se identifică pe sine, dintre care cel dintâi sunt eu. Da, marele apostol Pavel a făcut și el parte dintre cei condamnați, însă a fost salvat. Și spunea el, printre altele aici, versetul următor, dar am căpătat îndurare, pentru că Iisus Hristos își arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Adică să știe și alții condamnați de posibilitatea aceasta și luându-l ca exemplu să se întoarcă la Domnul. De ce nu se întorc oamenii? Atunci când ne spunem simplu, sunteți condamnați la moarte, vă așteaptă pierzarea eternă? Că ar fi simplu să facem evanghelizare, doar să apelăm la sateliți, beneficiind de tehnica actuală, sau să facem o informare în masă, o dată de două ori, în toate limbele. Nu e chiar atât de simplu, pentru că lumea se află într-o stare de confuzie, în întuneric. Ba mai mult, spune Scriptura în cartea Apocalipsei, că oamenii sunt îmbătați, discută cu un om beat. Dă-i să citească unuia care este în întuneric. Nu se poate. Și deși nu vor fi mântuiți toți oamenii, noi suntem datori să vestim Evanghelia la toți, pentru că Dumnezeu nu-i poate judeca pe deplin numai în urma refuzului. De aceea Evanghelia este vestită în vederea mântuirii sau a mărturiei, a judecății în ultimă instanță. Spunea Domnul Hristos, vorbind în predica de pe munte, Matei 5, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii.
Adică prin noi vrea Domnul să se adreseze lumii întregi. Și vorbind despre lumină, citim din Ioan capitolul 3, Domnul explica fenomenul, citim de la versetul 17, și nu uitați că aceste cuvinte sunt scrise după acel verset de aur în care, așa cum știm, este scris că Domnul a iubit lumea și vrea să-i mântuiască pe toți. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și acum exemplu cu lumina. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, adică oamenii, odată ce au ajuns să înțeleagă, să priceapă, a iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Uneori când ne uităm la oamenii care ascultă Evanghelia, efectiv parcă, cel puțin în parte, vedem stările acestea cum îi tranzitează. Unii care nu știu, dintr-o dată devin curioși, ascultă și se produce în ei acel conflict. Accept să mă schimb sau nu? Și unii acceptă și devin din ce în ce mai senini, mai curați și în urmă se deschid total. Alții înclină balanța în partea cealaltă, devin reticienți, ce a avut cu mine? De ce ai treabă cu viața mea? Și omul se retrage din nou în întuneric. Este acel joc de lumină și întuneric în mintea oamenilor. De aceea spunea Apostolul Pavel, citim 2 Corinteni capitolul 4, acolo sunt versete foarte bogate care evidențiază acest adevăr. Citim de la versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală în efortul evanghelistic. Ca unii care am lepădat meșteșugirile și noastre și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Adică o prezentare curată a adevărului ar trebui să fie primită, n-ar mai fi motive să fie respinse sau nu mai există dubii, ca să nu fie înțeles. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. De aceea este mare luptă când se predică Evanghelia. Diavolul încearcă să le aducă tot felul de gânduri, să îi pună într-o stare de împotrivire, numai și numai să nu se deschidă, să nu accepte. Versetul 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci când îl prezentăm pe Domnul, în mod normal, în mintea oamenilor trebuie să se facă lumină, ei să vadă și să înțeleagă. Să ne ajute Domnul, în timp ce predicăm lumina, să fim și noi lumină, ca nu cumva să fim noi partea întunecoasă. Zicea Pavel către Corinteni, scriindu-le, Filipeni 2, versetul 15, și asta e foarte important, ca să fiți fără prihană și curați, copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Și o lumină nu poate să nu fie văzută. Chiar dacă oamenii stau cu ochii închiși, în adins, totuși au momente în care trebuie să recunoască. Și cum zice și în Petru, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării, Domnul să le lumineze mințile. Dar dacă pricepem că așa stau lucrurile, în aceste condiții, deci, trebuie să avem milă față de oameni, să depunem efort pentru ei. Avem și dreptul să scuturăm praful dacă nu primesc și să-i abandonăm după o vreme, dar să nu facem asta ușor. Domnul era milă de gloate și mila aceasta trebuie să ne caracterizeze și pe noi. În Iuda este scris, în această epistolă scurtă, după ce
Sunt enumerate mai multe situații de rătăcire, de pierzare. Citim de la versetul 23, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Deci, numai mila ne poate determina. Numai dragostea l-a determinat pe Dumnezeu să ne mântuiască. N-avea nicio obligație. Noi am putea să fim indiferenți, dar nu-i normal. Din moment ce și noi am fost iertați, e normal să iertăm și noi și să dorim să ierte Dumnezeu și să-i mântuiască. De regulă, oamenii care au o inimă caldă, o inimă bună, vorbesc altora despre Domnul și la urma urmei asta înseamnă evangelizare. Atâta vrea Domnul. Să spunem cum a avut milă de noi, cum îi spunea Domnul unuia pe care l-a vindecat. Și știți că și la alții le spunea să tacă. Era acolo o motivație. Domnul avea probleme cu conducătorii din vremea aceea. Dar nu puteau să tacă. Apostolul la rândul lor a spus, noi nu putem să nu vorbim. Când noi putem, înseamnă că ne-a scăzut acest foc sacru. Și mila și dragostea noastră nu sunt asemănătoare cu a Domnului. De aceea vă provoc prin câteva lucruri ce le voi spune în continuare să înțelegem că noi avem o misiune în lumea aceasta. Și Dumnezeu ne-a lăsat aici nu doar ca să ne întreținem familia, nu avem chemarea principală să facem o carieră, chiar dacă Dumnezeu va da unor anumite haruri profesionale, anumite posibilități materiale. Să ne gândim că evangelizarea a fost poruncită și practicată de Domnul Hristos, continuată de toți ucenicii săi, împuterniciți pentru această slujbă a reconcilierii. Asta a făcut Domnul pe pământ, cum vă spuneam de la început, și asta ne-a poruncit și nouă. Matei, capitolul 28. Știți, uneori se spune că cele mai înalte cuvinte sunt lăsate cu limbă de moarte. Domnul a lăsat niște cuvinte cu limbă de înviere, dar cu autoritate. Matei 28, citim de la versetul 20 și 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dacă ar fi doar versetul 20, ar trebui să-i învățăm pe cei care sunt ucenici. Dar e și 19. Duceți-vă și faceți alți ucenici. Marcu și el a surprins acest adevăr pentru că nu puteau să nu-l cuprindă ca și concluzia evanghelilor. Asta e concluzia la fiecare evanghelie. Și începutul la cartea Faptele Apostolilor. Înveți fi martori. Și Apostolul Pavel privea lucrarea aceasta, citim din 2 Corinteni, capitolul 5, ca pe o responsabilitate minunată, solemnă. Citim de la versetul 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El și prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și era ideea, noi dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Poate ați întâlnit uneori pe străzile Aradului și nu numai, mormoni făcându-și misiunea, a zărit cu siguranță martori mergând pe stradă, dar dacă ei în felul lor, cu abaterile lor, își fac datoria, n-ar trebui noi, purtând un adevăr biblic, fără aceste cărți auxiliare și care fac să nu mai cadă accentul pe adevărul evangheliilor, n-ar trebui noi, nu neapărat în felul lor, nu i-am dat ca exemplu ca să facem exact ca ei, ci să facem. Prin ceea ce spunea apostolul aici, am putea spune că fiecare dintre noi am putea umbla cu un ecuson
Și toată lumea să știe, să uite la noi, trimis, împuternicit al lui Hristos. Pe vremea comunistă au fost situații în care frații au fost opriți să nu meargă, li s-a cerut legitimația și unii au scos Biblia și au zis, uite aici, avem trimitere. Ce trimitere? Mandat de la Dumnezeu, au deschis, au citit. Pentru că ce mandat ar putea fi mai înalt decât acesta? Doamne, ajută-ne să ne înțelegem misiunea. Să ne luptăm pentru cei din casă, să vorbim vecinilor. Și dacă Dumnezeu vrea să te trimite și mai departe, du-te. Domnul îți va vorbi, dar cel puțin cu oamenii cu care te întâlnești. Ești dator să spui despre Domnul. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că evangelizarea este o retrimitere a noastră în lume pentru câștigarea de noi suflete pierdute. Domnul ne cheamă, ne ucenicizează, ne maturizează, pentru că trebuie să știm ce avem de spus, și apoi ne trimite în lume cu acest adevăr mântuitor. Pentru că cel mai bine ar fi să poți să îl și ucenicizezi pe om după ce ai vestit pe Domnul. Duceți-vă, faceți ucenici, nu doar simplu informații, Domnul a murit pentru noi. Trebuie să fim purtători întregii Biblii. Aici cred că greșim noi. Chemăm pe oameni la evanghelizare, ne bucurăm și apoi oamenii au nevoie de părinți spirituali care să-i crească, să se ocupe de ei. Și nu suntem perseverenți în a ne ocupa cu regularitate de viața lor. Vă citeam zilele trecute din răpirea acelui păstor. Printre altele se spunea că se adună comoară în cer și așa este. În primul rând ne bazăm pe ce-i scris. Atunci când evanghelizăm, dar asta însemna să ai în vedere și nevoile acelui om, să te duci la el regulat, să-i vorbești, să îi explici. Vedeți aici într-o adunare mare, prin câteva predici pe săptămână, nu putem să răspundem nevoilor la 1000 de oameni. Ce frumos ar fi dacă fiecare ar avea oamenii lui de care se ocupă, din cartier. Avem astfel de credincioși în biserică, dar cam puțini, care să poată prelua o astfel de responsabilitate. Să-l chem pe om. Și chiar săptămâna trecută am întâlnit astfel de situații, oameni care au venit aici pentru că cineva i-a chemat. Este o primă etapă, dar urmează alte, multe etape, până când omul ajunge să fie convins, să fie lămurit, pentru că altfel, chiar cu lecțiile de la cateheză ce le-am făcut noi aici, am făcut o statistică a oamenilor care s-au lăsat de credință în ultimii ani, după ce s-au botezat. Au întâmpinat probleme la un an, doi, după aceea, și trebuia cineva să stea lângă ei. Unii ori mă gândesc că poate nu suntem suficient de organizați, alte ori mă gândesc că nu avem inimă destul de mare, că la urma urmei e foarte greu să faci o organizare strict, așa, administrativă. Dar dacă ar fi călăuzirea Duhului, ca fiecare să fie îndemnat spre cineva de care să se ocupe, să facă ceva, cred că ar fi mult mai bine. Hai să citim câteva versete în privința aceasta. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 5. Ca să poți să fii cu adevărat un evanghelist bun, trebuie să fii și un învățător bun, trebuie să fii un om matur, nu neapărat sub titulatura sau darul de învățător. Evrei 5:11. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Ce înseamnă asta? Când după 10 de ani de pocăință, hai nu 10, câțiva, pe 5 ani de pocăință, mergi la cineva să-i vorbești frumos, să nu se mai certi cu nevastă, să servești cu lapte. Auzi, frate, da? Trebuie să iertăm, știi, și Domnul ne-a iertat pe noi. Iartă să punem temelia pocăinței, scrie mai departe aici. Trimite-l pe un astfel de om să se ocupe de vecini. Că pe el l-au auzit vecinii cum se certa cu sora. Nu poate să facă evanghelizare dacă el nu este un om care a crescut. Se duce, dar ce să-l înveți? Iată ce scrie în continuare. Oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.
Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Uneori mă surprinde că foarte mulți vin când este evanghelizare. De parcă noi am fi nepocăiții aceia. Numai atât ne-ar mai trebui să ridicăm mâna. Poate n-ar fi rău dacă ne-am mai preda odată Domnului. Dar când mă gândesc la anii de pocăință ce avem, trebuie să facem noi evanghelizare. Și uneori ne mulțumim că ni s-a mai predicat odată la evanghelizare. Numai că nici laptele nu-l mai mâncăm uneori sau nu-l mai bem. Cam devenit pretențioși și facem doar aprecieri care lapte a fost mai dulce și care a avut mai multă cafea în el și ne-a spus mai multe glume uneori, cam așa s-a ajuns. În loc să înțelegem că avem noi misiunea să ne ocupăm de alții. Spune aici în continuare în capitolul 6, să lăsăm adevărul începătoare și să mergem spre cele de săvârșit. Mergând, e normal să mergem împreună cu alții, Doamne, ajută-ne. Să ne rugăm, spune Pavel 1 Timotei 2:1, pentru toți oameni, să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Știți întâmplarea aceea când un om spunea, frate, eu nu pot, n-am darul să mă ocup de alții, nici nu știu ce să le zic, nu-mi vin idei. Și cineva i-a spus, auzi, pune-te și te roagă câteva săptămâni pentru un vecin sau pentru un coleg, nu mai știu de cine era vorba. Și te întreb să te rogi, poți? Și a spus, da, îți mai cer ceva, să nu-i vorbești deloc despre Domnul. Asta ți-am spus că nu pot, nici nu trebuie să încerc. Numai că după ce s-a rugat câteva săptămâni, a venit și a spus, te rog, dezleagă-mă de angajamentul ce l-am luat să nu-i vorbesc despre Domnul, că atâtea îmi vine să-i spun. Cred că nici nu ne rugăm destul, nici nu învățăm destul ca să avem ce să îi spunem. De altfel, din prisosul inimii vorbește gura. Cine citește mult în Biblie se scapă și vorbește din Biblie. Scapă, spus. Și dacă n-ar vrea. Cine are pe Domnul înaintea ochilor lui, nu se poate să nu arate și la alții ceva din albumul acesta. Dar dacă ne frământă povești sau pe alții politică sau unii suntem prea prinși de avere, de lăcomie, spunem ce ne doare și vorbim ce avem în inimă. Adică nu trebuie să privim evanghelizarea ca și ceva extra, nu, ca ceva natural, ceea ce, așa cum am spus de la început, trebuie să ne fie specific. Cei care vă amintiți de vremea comunistă știți că pâinea era la cartelă și dacă mai existau situații pe aici, pe acolo, când se găsea pâine în mod suplimentar, la cei dragi nu le spunea că nu este pâine, mergeam dintr-un oraș în alt. Eu știu, noi de la Ciuruleasa mergeam până la Bradu pe pâine, 40 de kilometri. Și aduceam, mi-amintesc de bunicul, o pereche de desaj de pâine și aveam 2 săptămâni. Dragii mei, mântuirea este mult mai important. Numai că spunea Domnul oamenilor, știți de ce veniți după mine? Ați mâncat din pâine, Ioan capitolul 6. Umblați pentru pâinea, pentru lucrarea care rămâne. Doamne, ajută-ne! Când un om își trăiește cu adevărat mântuirea și crește în harul lui Dumnezeu, cel puțin dorește și mântuirea altora și face ce poate, face ceva. Cel puțin se roagă. Doamne, ajută-ne! E drept că este o luptă uneori, dar nu-i tot luptă și ca să ne trăim noi mântuirea? Ba da! Știți că Domnul a condamnat prin pildă pe cel ce și-a îngropat talanții, trebuia măcar să-i dea la zarafi, ca alții să câștige. Nu neapărat tâlcuiesc pilda aceasta cu ce voi spune, dar vreau să arăt că dacă nu poți face tu ceva, că poți să-l ajuți pe altul. Poate să dai un ban la altul care merge sau cel puțin să rostești o rugăciune pentru altul care merge. Niciodată rugăciunea nu-i prea mult și nu-i deprisos. Apostolul Pavel, știți, a fost un lucrător neobosit în ogorul Evangheliei și se ruga mult. Am studiat noi săptămânile trecute. Dar iată ce scria el, citesc din Efeseni, capitolul 6, referitor la lucrarea Evangheliei, versetele 18 la 20. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca oră de câte ori îmi deschid gura,
să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. La fel se adresează credincioșilor și prin epistola către Tesaloniceni, să fie ajutat cu rugăciune, dat fiind misiunea Evangheliei. Să ne rugăm așadar pentru cei ce predică, pentru cei ce proroșesc, pentru cei ce cântă, pentru cei ce duc acest mesaj sfânt în alte părți, peste zi acasă atunci când ne amintim. Doamne, oare cum să facem? Să angajăm pe cineva să ne dea telefon când să ne rugăm. Dar ne dăm noi telefoane, că-i ieftin doar. Și fel și fel de informații circulă. De-ar fi mai multe cuvinte sfinte. Doamne, ajută-ne! Pentru că, dragii mei, există o multitudine de posibilități și de forme de transmitere a adevărurilor sfinte. Zilele astea am primit mai multe mesaje pe telefon cu niște idei foarte frumoase. Sunt care trimit versete și unele sunt așa de binevenite în momente speciale. De exemplu, mă gândesc la mine, am o ofertă, am telefon cu cartelă, nu știu câte mii de mesaje sunt, nu? Ce-ar fi că toți sunt plătite? Să găsim pentru unii anumite versete, am mai procedat și eu uneori, dar nu întotdeauna. Și am primit răspuns, unii spuneau, frate, de ce mi-ai scris cuvintele astea? Păi astea am avut îndemn să ți le transmit. Putem să facem ceva. Putem să vorbim unuia care stă lângă noi. Sau cel puțin, poate luăm o Biblie. Pentru copii, pentru tineri și chiar pentru noi. Chiar în tramvai, dacă mergem de aici până în celălalt capăt al Aradului. E așa de frumos să vezi pe cineva cum ia Cartea Sfântă. Știți, acum nu de mult, spunea un predicator acela noi că a fost urmărit de un altul vreo 2 ore să văd ce face un om al lui Dumnezeu în 2 ore așteptând. Sunt posibilități. Problema se pune dacă le fructificăm. Mă spunea fratele Nichitean Gavrilă de la Rădăuță, acum a trecut la Domnul, era perioada comunistă și aștepta undeva într-o stație să meargă cu autobuzul la Rădăuță. Atunci autobuzele mai întârziau, nu erau multe. Frig, se apropie unul din ele, spune: auzi, eu știu că dumneata ești pocăit. Ce spune Biblia despre asta? Și mai pune încă un set de întrebări și fratele răspunde. Și oamenii s-au adunat în jur, atunci doar n-aveau telefoane, spune căștul în rec, să asculte fiecare. Și a fost o adunare, o jumătate de oră până a întârziat autobusul. S-a urcat în autobuz, el a rămas mai la urmă și omul respectiv îi face semn. Hai lângă mine, că ți-am ținut loc. Pacea Domnului. De ce dumneata ești pocăit? Da. Dar cum puneai întrebări ca un nepocăit? Dar am făcut eu pe nepocăitul, că am văzut că dumneata ți-a adunat Dumnezeu oameni și nu le spui nimic. Și eu știu că așa frumos poți să predici. Posibilități ratate. Uneori Dumnezeu ne creează efectiv ocazii. Ce să mai spun când e vorba de oameni la locul de muncă? Nu să-l deranjezi. Așa ca leneșul care nu are chef de treabă și are chef de vorbă. Nu. Poate în pauză. Când este o ocazie, nu dăm lucruri sfinte la câini și la porci. Prestanța noastră îi va face să aibă răsunet cuvintele noastre în cât se poate. Uneori efectiv este neplăcut când vrem să vorbim la cineva și nu primește, nu accept. Ce să facem? Știu cazul unor surori care au soții necredincioși, spuneau, frate, îi deschid eu Biblia, o pun la îndemână, poate să scapă și citește, măcar dintreacăt. Da, ce putem face? Strecurăm o revistă la cineva, un pliant, posibilități pe care Dumnezeu ne le scoate în cale. Și vă dovedesc asta din Scriptură. Fapte, capitolul 8. Prima prigoană. Am putea spune, și așa e recunoscut în istoria creștină, că a avut scop evanghelistic. Versetul 4. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc. Mergeau să-și rezolve necazurile. Nu mai puteau să locuiască la Ierusalim. Au plecat în excursie. Și propovăduiau cuvântul.
Pentru că le era ceva, așa cum v-am spus, normal să o fac. Uneori Dumnezeu, cum aminteam, dă însărcinări speciale. Versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te tu pe spre mea zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Când Dumnezeu îți vorbește spre cineva, printr-o profeție, printr-un vis, are Dumnezeu diverse metode să-ți vorbească. Citim mai departe în aceeași carte, Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 13 și 14. Aici deja avem de face cu oameni consacrați pentru această lucrare, dar ce este interesant, ocaziile pe care Dumnezeu le creează. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune, am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Și dintre ele, una a fost cu inima deschisă, Domnul a lucrat la inima ei și a fost mântuită. Și toată cartea Faptele Apostolilor evidențiază acest adevăr. Citesc din capitolul următor, 17, versetul 6. Să vedeți cum au fost catalogați acești oameni. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Vedeți ce făceau credincioșii atunci? Răscoleau lumea. Adică peste toate locurile, pe sub toate dărâmăturile, se vadă, numai sunt oameni care pot să fie salvați, că ceilalți toți mor. Așa trebuie privită lucrarea noastră. Doamne, ajută-ne! Trecem la capitolul 19. Citim versetul 10. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Nu, ni se pare că în România îl știu toți. Dar ați fost martori acum vreo 2-3 săptămâni, la o zi plină, când acel frate de la Timișoara s-a întors la Domnul, spunea că el n-a auzit de Dumnezeu. Da, se poate. Sunt oameni străini care n-au citit în Biblie. Nu că n-ar fi avut ocazia să audă, s-a ferit. A fost indiferent și nu a fost evangelizat. Și mai citesc din capitolul 26, unde este ceva la care merită să luăm aminte. 26, de la versetul 26. Sunt cuvintele lui Pavel care s-a adresat împăratului. Vorbesc cu îndrăzneală că sunt încredințat că nu ți este nimic necunoscut în ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu, proroc, împărate Agripa? Știu că crezi. Aici avem de-a face cu oameni care au auzit, dar nu s-au decis. Și aici trebuie insistat, dacă primesc. Și Agripa zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, asta vreau, a spus apostolul. Adică noi să fim gata și cei ce vor să pocăiască astăzi și ne mai luptăm și pentru cei ce poate, mai încolo, cândva Domnul se va îndura de ei. Și încă un aspect legat de misiunea noastră, de fapt a evangeliza înseamnă a rosti cuvântul privitor la împărăție. Așa scrie în pilda cu sămânța, Matei 13 cu 19. Când un om aude cuvântul referitor la împărăție, privitor la împărăție. Adică ce să le vorbim oamenilor? Despre împărăția lui Dumnezeu. Așa ceva poate să fie receptat de ei, pentru că, vedeți, oamenii sunt oarecum interesați de sistemul de guvernare, de diferite utopii ce le trec prin minte, de o societate mai bună, și să le vorbim noi despre una total bună. În 1 Corinteni 11 e scris cuvântul Evanghelie, și asta înseamnă veste bună. Să venim oameni, în fața oamenilor cu această formă de a vesti ceva bun, de le spune de bunătatea Domnului, de iertare. Nu poate să fie Evanghelie și să nu fie veste bună, pentru că asta înseamnă Evanghelie. Ideea de condamnare așa are și ea locul ei, dar mai întâi noi venim cu ideea de salvare. Domnul ne-a dat cheile de la rai, nu cele de la iad să încuiem pe cineva. Apoi,
Spunea Apostolul, și asta vreau să citesc în 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 14. Hristos răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Cred că trebuie să le vorbim oamenilor mai cu seamă în generația, în societatea noastră, care e foarte pretențioasă, într-un mod plăcut și pe înțeles. Noi, spune Scriptura, suntem o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și tot o mireasmă pentru ceilalți, chiar dacă vom strecura și cuvinte ce vorbesc de moarte și de condamnare. O mireasmă este ceva plăcut, ne aduce în față imaginea unor flori. Să le vorbim oamenilor în modul acesta și Domnul să-i cerceteze. Dacă vom avea o tendință răutăcioasă, un spirit rapid de condamnare, vă duceți în iad. Oricum ei se duc. Cred că e mai bine să le spunem, nu vreți să veniți cu noi în rai. Oricum este bine ca Domnul să ne călăuzească, dar să înțelegem că țarina este lumea, și aici este și grâu și neghină, și câtă vreme încă n-a venit secerișul, putem să ne facem datoria. Acum este libertate și să n-ajungem să ne pară rău că n-am vestit pe Domnul acum mai mult. Spunea Domnul, vine noaptea și nimeni nu mai poate lucra. În persecuție se fac și atunci evanghelizări. Dar atunci prețul este mai mare. Domnul ne-a făgăduit că și în acele situații nu ne lasă. Oricum, stârnim împotrivirea oamenilor, celor ce nu se pocăiesc, ne alegem cu jigniri, dar trebuie să trecem peste astea. Sfinții, cum știți, s-au suportat prigoane și tot au vestit pe Domnul mai departe. Dar nici nu putem să vorbim despre prigoană câtă vreme în timp de libertate nu suntem activi și nu o facem cu toată inima. Doamne, îndură-te de noi! Eu personal cred că ar dispărea multe din distracțiile credincioșilor. Nu s-ar comite multe din păcate dacă noi am fi preocupați de lucrarea Domnului. N-am avea timp nici de povești și nici de distracții. Când ne-ar lua această pasiune sfântă și ne-am alege cu răsplat. Dar dacă ne lipsește focul acesta, facem greșeli și de comitere, și de omitere. Închei această pledoarie în favoarea misiunii noastre de salvare a oamenilor, afirmând că prin evanghelizare îl prezentăm oamenilor pe Domnul Hristos. Și dacă nu îl prezentăm, noi nu apreciem în mod suficient jertfa Lui. El s-a adus pe sine jertfă. Și noi nici măcar nu spunem altora despre jertfa sa. În Ioan 1 cu 29 este scris că Ioan Botezătorul a spus cuvintele: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Le-a repetat. Este scris în același capitol, versetul 36. Și de la acest cuvânt s-a declanșat mântuirea, ucenicizarea, lucrarea lui Ioan și a lui Andrei. Iată mielul lui Dumnezeu. Cred că ar trebui să privim din nou la Domnul Hristos, la crucea Golgotei, și să ne pătrundă imaginea asta, să rămânem cu ea în minte, spune Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 2, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Cine nu vorbește oamenilor despre mântuire, încă îl ține pe Domnul pe cruce. Sau îl ține, depinde cum e ideea, degeaba. Vorbindu-le despre Domnul, facem să fie valorificată jertfa sa. Femeile, când au auzit că Domnul a înviat, au fugit în toate părțile și au dat de știre. Asta-i misiunea noastră. Chiar dacă nu mergem noi în ceva câmp special de misiune, deși s-ar putea pe unul Domnul să-i trimită. Oriunde este câmp în lumea aceasta, oriunde se poate fredona o cântare,
Se poate spune un cuvânt, se poate întinde un tratat ca cineva să citească, ceva se poate face. Și repet, am fi scutiți de multe alte lucruri rele. Cine lucrează pentru Domnul, n-are diavolul posibilitatea să-l ia și să-l folosească în lucruri rele. Nu pierde vremea și o folosește în modul cel mai binecuvântat și fie ca Duhul Sfânt să ne însoțească în această lucrare. Să înțelegem așadar, spun în final, că evanghelizarea este o misiune sacră. Și nu se poate încheia lucrarea lui Dumnezeu fără ca, așa cum citesc din Matei 24:24, Evanghelia aceasta împărăției să fie propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Vreau să vă imaginați că am fi toți într-un câmp la lucru și toți am muncit cu zor. Să ne gândim la muncă încă de când cineva a semănat și la Dumnezeu care a dat ploaia și așa mai departe. Și suntem toți cu același mijloc de transport. Imaginați-vă o garnitură de tren care așteaptă lângă acel câmp. Și câțiva, mai leneși, nu vor să-și secere colțul lor. Nu vor să adune snopii lor și să-i pună împreună cu ceilalți. Și așteptăm toți după aceea. Cam așa ar veni. Atunci va veni sfârșitul. Se depune eforturi pentru traducerea Bibliei, pentru evanghelizarea altor oameni. Uneori trimite Domnul oameni din altă parte, sau îi trimite pe oameni în altă parte, uneori la spital, alteori cu locul de muncă. Haideți, nu peste puterile noastre, numai ce ne este dat, numai ce putem, să ne facem datoria. Doamne, ajută-ne! Amin!